Vă salut, dragilor! Cătălin sunt de la Casa Lavandei și astăzi am ieșit un pic până la Herneacova. Sunt câteva domenii aici, se numesc domeniile Herneacova. Și aș vrea să vă arăt exact un pic ce se întâmplă pe aici și cum arată domeniul. Este aproximativ la 25 de km de Timișoara. Sper să nu greșesc. Nu este internet, în primul rând, aici, din cauza că este între dealuri. E pe drumul Timișoara-Recaș. E foarte aproape de Timișoara, nu cred că faci mai mult de 30 de minute. Și ce auziți acum sunt copiii cum se dau pe tiroliană. Sunt o grămadă de activități aici. O să încerc să filmez cât se poate. Astăzi, când am ajuns aici, nu este prima oară. Am văzut că taxa este 15 lei, mai nou. Dar în această taxă de 15 lei am înțeles că copiii au voie să se dea pe un topogan gonflabil. O să mergem și o să vedem exact ce se întâmplă. Urmează să intrăm înăuntru, să filmăm exact ce se poate. Să știți că locația este foarte frumoasă și foarte, foarte frumos îngrijită. Ne-am mai fost. Aștept să văd ce s-a mai întâmplat de, cred că, anul trecut sau cu 2 ani de zile când a fost ultima oară. Sunt multe lucruri, sunt cai, iar cel puțin peisajul arată foarte bine. O să începem să filmăm. Aici este parcarea, e destul de mult loc, arată foarte bine. Și da, să începem să vedem despre ce e vorba. După cum vedeți, noi am plecat cu micul mare la plimbare. Aici este una din intrări și din start de cum am intrat ne lovește un pic mirosul de mici și de grătare. Dar da, după cum vedeți, spațiul este foarte mare și foarte bine îngrijit. Aici, dacă nu mă înșel, este hipodromul, unde se organizau curse de cai și acum cred că se învață echitație. Astăzi este luni, este liber și de Rusali și sunt foarte mulți oameni deja. E, oricum, și noi am ajuns un pic târziu, este ora 3. Mergem să ne plimbăm să vedem despre ce e vorba. Din cele mai frumoase lucruri pe care poți în general să le privești este cum flutură tricolorul nostru drag în vânt. E superb, îmi place foarte mult chestia asta. După cum vedem, aici e centru de echitație. Sunt copii, probabil, pe căluți. Învață să călărească. După câte știm, echitația este un lucru foarte bun pentru psihicul copiilor și uneori la anumite boli, am înțeles că se pot trata, există chiar o terapie cu animale sau chiar prin echitație. Arată foarte bine. E pădure. Avem și traseu prin pădure. E bine că e răcoare aici, fiindcă deja afară sunt 30 de grade. Aici cred că e mult mai bine, e răcoare. Și bineînțeles că copiii abia așteaptă să facem un traseu prin pădure. Avem și marcaje. Păi este foarte lung, din câte ține minte. O să filmăm. Arată foarte bine. În drum spre pădure, avem aici sus, cu siguranță, din câte știu eu, se poate vizita, o să mergem să vedem. Aici se țin caii înăuntru și acum chiar vine unul. O să mergem să vizităm unde stau căluții. Foarte frumos căluțul. Se vede că sunt îngrijiți. Mergem sus la grajduri, să vedem ce avem acolo. Mai avem un căluț care iasă. Ce fain e. Și cu siguranță copiii sunt foarte încântați de el. Am ajuns și sus la grajduri. Aici am văzut și trăsura aceasta, pe care chiar am văzut o trasă de cai, adineauri. Arată foarte frumos. Și intrăm la căluți. Haideți să vedem ce căluți avem aici.
Așa. Uite ce frumos e. Asta arată ca dintr-un film western, căluții. Foarte mulți căluți avem. Și e căluțul Făt Frumos, care a mâncat jar și s-a transformat într-un super barmesar. Foarte bine îngrijiți căluții aici. Ăștia s-a lupt pipi. Încolo mai sunt căluți, dar văd că scrie accesul doar membrilor și proprietarilor de cai, așa că nu o să mergem mai încolo, dar se aud că sunt foarte, foarte mulți căluți. Noi o să ieșim afară din grajduri și vom merge în continuare pe traseu, filmăm și vă mai arătăm ce este mai încolo. Foarte frumoși caii, sunt extraordinar de frumoși. Aici avem și gemuleț. Pe partea cealaltă avem gemuleț. Da. Din care putem să-i vedem. Foarte frumos s-a făcute grajdurile, probabil și pentru vizitatori, ca să putem să-i vedem. Arată foarte bine. Da, foarte bine. Și acum mergem mai departe. Până acum traseul este foarte accesibil. Este ușor, din cauza că îl parcurgem cu toți, de la 3 ani până la 8 ani, plus fetele cele mari. Vedem până unde ne duce. Aici, într-unul din colțurile, cum am urcat noi, am văzut mulțimea aceasta de floriceli care... Din păcate, telefonul meu nu le face cinste și nu le scoate culorile cum ar trebui. Vedeți că ne urcăm, dar după aia. E un colț foarte frumos. Sunt întotdeauna minunat de cât de frumoasă poate să fie natura și florile sălbatice, de coloritul lor și cum se pun, cum se combină unele între altele și dau frumusețea aceasta. E ca un colț mic de rai. Deci după aproximativ 10 minute de mers prin pădure, se iasă pe un drum care nu mai este în pădure și noi personal vom urca până sus, din cauza că, după cum vedeți, avem și copilași după noi, dar peisajul este foarte frumos, se văd dealurile Recașului, arată foarte frumos peisajul. Eu zic că pentru o duminică în familie e super ok. O să mergem jos să vedem exact ce restaurante, că sunt restaurante și acolo sunt locuri de joacă și pentru copii. Și o să filmăm și acolo un pic și cred că probabil e cam gata aventura noastră. Puteți să stați de la o oră până la câteva ore sau poate o zi întreagă fără să vă plictisiți în această locație. Să știm că suntem, da? La echitație, la Herneacova. Bun, aici avem niște terase în care se poate servi mâncare. E destul de mare locația cu mâncarea. Acolo sunt și toalete în cazul în care e nevoie. Și aici puteți să vă lăsați copiii în libertate, doar să vă uitați de la ei de pe terasă și să petreceți o zi cât se poate de faină. E și un loc mic, cu nuferi, apă. Și mai sunt terase și pe partea cealaltă, unde, din câte țin eu minte, se servesc înghețate, cartofi prăjiți. Aici unde am fost mai înainte, pe terasa aceasta, este un restaurant. Iar din coace sunt lucruri... în care se vând mici, grătare
și vedem mai departe ce este acolo. Da. Deci, cum am spus, răcoritoare, înghețată, cafea, încă o terasă, lumea poate să stea și pe jos. Acolo există un conac, din câte văd de sus, care probabil urmează să fie reabilitat. Arată foarte frumos. E locația e foarte frumoasă pentru el. Dacă e să mergem un pic mai aproape să-l vedem, chiar ar fi probabil foarte frumos dacă l-ar reabilita. Da. Acolo sus încă o terasă. Da. Una peste alta, un loc foarte frumos, foarte plăcut. Merită să vă petreceți o zi în acest loc. Noi o să vedem ce facem, probabil că o să ne oprim un pic, să mâncăm ceva și apoi să mergem spre casă, din cauza că avem deja vreo câteva ore de vizitat și de venit și ne vedem la sfârșit. Și bineînțeles, ce avem noi aici, fetelor? Înghețată! Doreo! Perfect! Întotdeauna merge bine o înghețată, după multă muncă. Bun, era să ratez unul din atracțiile principale, probabil, ale domeniului. Bine că am văzut, era în spatele terasei unde stăteam noi și mâncam înghețată cu fetele. Acesta este locul de aventură al copiilor, al adulților, probabil. Aici ajunge și tiroliana. Sunt tot felul de locuri unde te poți sui în pom, trece de la unul la altul, e un podeț printre pomi, tot felul de tiroliene, sfori, trasee interesante. E destul de mare locul. Arată foarte bine și aici. Și da. Și dacă aveți și dacă sunteți adulți și dacă aveți copii și vreți să faceți o activitate în exterior, am văzut că sunt și echipamente speciale pentru așa ceva, că mă gândesc că nu vă puteți sui fără echipamente. Da, cam atâta. Dacă mai văd ceva în drumul spre... Nu știu dacă este loc de... Dacă sunt camere, am văzut câteva căsuțe și există posibilitatea ca aceste căsuțe să fie locuri de cazare în această locație, dar nu știu dacă nu sunt pentru cei care vin în momentul în care folosesc călăria și activitățile de acolo. Dar da, aia încă nu știu, dar probabil că ei au un site, dacă vă interesează să veniți până aici, cred că puteți să vă uitați pe pagina lor și să vedeți. Eu am zis doar să vă fac un clip de informare, lucruri care poate nu se văd în poze. Da. Bun, ne vedem la plecare. Bun, pentru noi e timpul să mergem spre casă. Am ajuns, s-au dat și fetele pe căluți. Este 25 de lei două ture. Fiica mea noastră cea mică are 2 ani și aproape 3 ani, 2 ani și 8 luni și totuși a reușit să se dea și ea. Rectific, până aici sunt 26 de kilometri, 26 de la noi de unde am plecat de acasă, dar din Timișoara sunt 31 de kilometri. Așa că dacă vreți să vă petreceți o după-amiază frumoasă în domeniul, la domeniul Herneacova, să știți că merită să vă petreceți o zi aici, chiar e frumos, e liniște, se aud păsărelele, e natură, aveți cam absolut tot la dispoziție, mâncare, toalete și timp în aer liber, căluți, după cum observați. Bun, cam atâta, noi ne pregătim să mergem spre casă. Fetele sunt obosite. Sper că v-a făcut plăcere acest clip. Nu este unul despre plante. Mai am o secțiune acolo la canalul nostru care scrie Natură și Aventură. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share la clip, un subscribe la canal. Până la următorul clip, nu știu exact care va fi, cu plante probabil, să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Ciao!